pagine iubirii. După tascul cabinei telefonice, Valentin și Elena trăgeau unele concluzii. Cum s-a întâmplat pentru tine? Fără să te supe, fără nimic. Când încerc să te iau pe mai multe părți. Nu vreau să o înțelegi nici greșit, nu vreau să zic că te cer, nu vreau să zic că nimic. Dar reacția ta ți s-a părut una adecvată? M-a împins Antonia, când bătut în cap. Dacă o prind, îi dau un pumn în cap, îi sparg. M-am împins o... Altfel nu pot să o numesc. Și nu stau să-mi caut scuze sau ceva. Am reacționat la durere fizică, pentru că mă durea foarte tare. Și la faptul că, gen, știam că nu o să pot participa. Și, ți-am rămas, aveam... Da, te înțeleg. Chiar te înțeleg perfect. Dar și aici tot de tine depinde, înțelegi? Te pun un pic să controlezi furia asta, de moment. Pe parcursul serii, cei doi ajungeau și la capitolul Stăpânirea nervilor. Într-adevăr, eu de când sunt aici nu știu, adică sunt sigur că nu cred că am înjurat pe cineva. Asta, da. Era, jur că era următoarea întrebare. Nu, nu cred. Și nu știu nici dacă poate o jignie mi-a fi spus. Dar de înjurat nu cred că am înjurat pe nimeni. Da, de obicei în viața ta de zi cu zi. Afară? Da. Mai înjur. Dar tot așa rar, la volan, la... Nu-ți dai seama. Crezi că dacă mă cunoșteai la început, mă plăceai? Adică, întrebarea era dacă îți plăcea comportamentul meu. Nu cred. Dar a trebuit să treci prin toate astea și schimbarea asta. Și după am venit eu și m-a ajut și pe mine acum. Și pentru că dacă ne-am privit amândoi în aceeași formulă, gen... Nu cred că ar fi fost la fel. Nu. Tu a trebuit să, cumva, să faci lucrurile astea singur, să le înveți, să le descoperi, să le controlezi, să crești, să evoluezi și așa mai departe, să vezi aia. Și poate dacă eu eram aici de la început, poate mai mult ne alimentam unul pe altul, poate, știi? Și n-ar fi fost o evoluție neapărat. Dar oricum, cum am zis mai devreme, cum am sfăream un pic prin gânduri, mă gândeam că în viața mea am avut numai fete de-astea mai liniștite și, bine, nu neapărat asta, dar am văzut că cu fata de lângă mine, femeia de lângă mine, am aceleași reacții cum le-am cu băieții. Da, asta oricum e... Adică... E la general. Da. Cred. Da. Da. Era mult mai liniștit și mult mai... Dar tot așa... Dar contează că dacă și ar fi țipat la tine sau așa, poate te-ar fi aprins și te-ar fi mognit așa cumva, știi? Da, dar și așa mai înțeleat, Andrei. Mă țeream și nu mai vorbeam, plecam. Eu l-am hai-hui. Da? Da. Și... După cât timp te întorceai? Sau îi răspundeai la telefon, la... Mă întorceam după... 3 zile. Păi în 10 minute mă întorceam. Am plecat la bucătărie. Înceam să mă las în pace. Mai ridicam un pic tonul ăla și... Eu am țipat aici? Adică, da, poate... Știu că am vorbit pe un ton mai sus, dar nu... Da, nu știu. N-am țipat niciodată aici. Uite, mie... Pentru mine mi se pare că eu sunt destul de calmă. Da, ești... Da. Și nici nu... Să zic una. Ia zi. Dar iar nu știu dacă sună așa bine. Că te țin un pic sub control. Că nu neapărat că te țin sub control, cât
sunt atent la tine și știu când ai putea să te aprinzi și, de adevăr, poate și eu câteodată din cauza ce și eu am un pic de orgoliu. Da, da. Îți mai răspund, știi, și toate discuțiile pe care le-am avut și așa și mai aprinse și mai puțin aprinse și așa, nu mi-am pierdut așa cumpătul în așa. Da. Păi da, dar și în câteva te-ai luat o hai-hui. Da, am trântit ușa, dar și atât. Am trântit ușa. Păi da, dar asta zic, în câteva când ai aprins rău, ai plecat. La asta mă refer. Da. Pentru că nu aș fi vrut ca în fața ta să mă vezi pe unii altfel sau să mă transform așa. Și asta contează. Cel mai bine și atunci, că uite, încă o chestie, adevăr de fel la care se spune că ar trebui să vorbești. Dar atunci la cald poate scoți niște cuvinte mai neadecvate pe gură, nu neapărat jignie sau chestii sau lucruri dureroase, dar și-ți spui nemulțumirea. Da. Exactă. Eu așa consider, înțelegi? Mm-hmm. După aia la rece îți mai trece, îți mai alea, parcă nu-ți mai vine să da, mai și nici iei nu se mai pare atât de wow, știi? Important sau atât de semnificativ. Ți se pare o nimica toată și ceva înțelegi? Care a fost așa. Și practic de mulțumirea tot acolo o ai. Mai bine spui atunci, pe moment, cât de mică, cât de mare e, că poate din una mică azi, două mâine, trei poi mâine, când încep să le dudui și toate sunt de fapt niște banalități. Da. Mi le zici pe toată odată, mă încarci rău, înțelegi? Capricile iubirii. Ok, hai că vreau să te întreb eu ceva. Când ai căzut și te-ai lovit ultima oară? O făceam des acasă, că jucam și fotbal, mă împiedicam și pe stradă. A intrat astăzi Elena în platou și în continuare șchioapătă. Da, știu. Asta înseamnă că în momentul în care a căzut, chiar a căzut. Da, nu am spus nimic. Acum te întreb eu pe tine, că mă mai uit și eu la meciurile de fotbal. Uh-huh. Apropo de exemplu pe care l-ai dat tu. Și din păcate... Acolo e numai cu citate din Schopenhauer. Exact. Din Kant. Exact. Și nu știu cum se face, dar o spun și așa cu o dicție perfectă că poți să citești de pe buze. Înțelegi? Crezi că oamenii ăia, că tu mi-ai ridicat la fileu, nu altcineva, crezi că oamenii ăia când cad și se rostogolesc și se vaită ei de mama focului și când spun de dulce, ca să zic așa, o fac de bucurie de sau de durere? Adică, de fapt, eu te întreb pe tine, cum ai fi vrut să reacționeze? Nu spun că e bine să spui de dulce și să folosești cuvinte care, mă rog, nu-ți fac cinste. Dar acum omul când se lovește, îl doare. Și s-ar răzbuna și pe stâlpul de lângă el și pe oricine. Da. Am înțeles ideea asta, dar... Da, nu știu. Ce să vă răspund în momentul de față? Nu ți se pare că ai fost cam aspru, așa? Da, asta mi s-a părut mie, că ai fost un pic cam aspru cu ea. Știi că... Las-o, frate, a căzut, alint-o, adică, iubește-o. Zic, dacă ceva? Nu. De ce să mă preocupe ceva? Mă gândesc la felul în care ea reacționează, la comportamentul ei? Nu, i-am spus doar că ar putea să și controleze mult mai bine. Ca și înainte să... Adică după ce a căzut, am pupat-o, am ținut-o în brațe, i-am spus că n-ar mai putea continua. Ea și-a dorit foarte mult. E adevărat, dar știi, pe lângă faptul că o durea foarte tare, mai exista și oftica faptului că i s-a luat șansa de a avea o șansă. Știi ce zic? Da. Și pe lângă faptul că te doare de-ți vine să te tăvălești, e frustrant și durerea sufletească, știi? Adică lasă omul să se vaite, asta este, se vaită, suntem oameni. Știi ce zic? Și asta cu controlul, păi la un moment dat explodezi
Știi cum e asta? E ca o șampanie pe care o iei și o agiți bine, bine, bine. Păi când îi desfaci dopul, doar nu te aștept să facă fâs. Așa e și cu controlul ăsta. Te controlezi azi. Iată o amestecătură de șampanie. Și mâine, și poimâine. Și uite așa se agită șampania aia. De sare dopul cât colo și scoate ochiul cuiva. Știi? Da, tu așa faci, te controlezi? Nu neapărat că mă controlez, dar mă temperez. Adică încerc să... Nu să dau... te temperezi este una și să te controlezi este cu totul și cu totul altceva. Că toți avem reacții. Unii mai virulente, alții mai temperate. Dacă ne amintim de începutul sezonului, cel puțin eu am rămas cu amintirea asta că tu erai cel mai vocal din casă. Mă, strigai într-una. Da, mă, era, nu era nevoie, urla cineva la băieți în casă. Vă dau dreptate. Mă, și acum... Păi și tocmai de asta încerc... Da, se poate spune și așa. Dar tocmai de asta încerc să o ajut și să... Mergem pe linie. Dar ea vrea să fie ajutată? Da, exact. Chiar, da. Exact, chiar crezi că păi tu zici că da. Binele ai vorbit cu ea? Binele și binele celuilalt. Întrebați-o pe ea. Păi acum ea ce să zică când te auzi pe tine? Vrei să îți taie bucățica aia de bărbăție și să zică nu, aveți toate dreptate? Păi și acolo a spus în material că... Da, eu înțeleg să vrei ca celui de lângă tine să-i fie bine, e foarte frumos, e onorabil, dar nu transforma binele tău într-un pat al lui Procust, în care dacă nu încape partenerul în concepțiile tale despre cum trebuie să fie el, atunci... Mai tai o gleznă sau... Da. Plus că nu e o problemă când se întâmplă asta din când în când, dacă are niște răbufniri. Problema este când face asta într-un mod constant și la un nivel foarte intens. Acolo poate să fie o problemă și poți să spui problema că are niște reacții impulsive în mod constant și că ar fi o problemă de fond. Dar în momentul în care, știu eu, se întâmplă din când în când, da, sporadic, în mod spontan... Și asta din cauza unui accident sau unei situații neprevăzute. Că dacă o vezi că stă și odată devine colerică, da, pui niște întrebări. Dacă în biata femeia a căzut, acum ce vrei să... Da. Să cânte aleluia. Da. Dar vrei să o temperezi pentru tine, că așa îți place ție o femeie mai temperată, sau pentru a nu da rău la public? Nu are treabă nicio... Te întreb. Nu are nicio treabă cu publicul. Pentru mine. A, deci ție îți place o tipă... Calmă. O tipă de viață. Unde o pui acolo în gheață? Da. Îmi place tot de la ea, dar un pic mai low. Dar cu cine vrei să semene, măi? Că tu în familie nu pare să ai așa oameni care să tacă din gură. Nu, doamna Floarea? Eu mai tac. Vă atacați? Mă atac, da, dar... Ia zice, ți-a reacționat greșit, Elena? Nu. Nu. Nu, eu chiar nu văd. Și eu dacă eram în situația ei și mă loveam și asta, nu mai îmi dădeam seama de durere și ce să spun. Aolo, ce bine mi este după lovitură. Dar mai vreau? Da, mai dați-mi. A greșit un pic adresantul. Da. Adresantul era... N-avea de unde să știe și înțeleg că... Să toate... fi zis, scuză-mă că am greșit, că am căzut de cauză că m-ai împins. Da. Până la urmă și-au cerut scuze, nu toți v-ați cerut scuze ieri, da. Pentru că au văzut imaginile și... Bine, îmi pare rău că nu e Iuliana aici, că să văd dacă făcea parte din strategia ei de a câștiga. Că nu era strategia... Nu, a zis că nu și că și-a cerut scuze, nu? Așa știu că și-a cerut scuze Iuliana. Bine, dragilor. Știi care? Ia-ți o femeie așa cum este ea. În momentul în care vrei să o schimbi pe femeia de lângă tine, caută-ți mai bine altă femeie, așa cum o vrei tu. Nu e vorba de schimbare. Și viceversa este valabilă. Aici nu este vorba de schimbare, doar de îmbunătățire. Atâta tot. Noi am vorbit mai te țin sub control. Vrei să o tunezi? Sau ce să-i faci? Bun, și după aia ce urmează? Dar nu s-a referit la asta, s-a referit la binele meu, pentru că eu am vorbit cu el că am probleme cu sistemul nervos și dacă mă enervez, nu face bine mie sănătății mele, de fapt. E admirabil ce face, Elena. E admirabil. Nu, dar nu este așa. Și legat de situația de la căzătură. Dar uite-te la noi, că avem niște experiențe în spate și... Când o să mai crești un pic, o să-ți dai seama că tu ești de ajuns, așa cum ești tu. Da. Că ești perfectă, așa cum ești tu. De ajuns. Bine, dragilor.